Primăria municipiului Galați a început distribuirea alimentelor prin programul european de ajutor pentru persoanele aflate în dificultate. Oamenii au venit de la primele ore ale zilei pentru a-și ridica drepturile, de teamă că produsele s-ar putea termina. Primarul Marius Stan a mers personal în cele 4 puncte de distribuție pentru a-i asigura pe gălățeni că alimentele vor ajunge la toată lumea. Vreau să vă spun că oamenii au teama că rămân fără produse și aș vrea prin intermediul dumneavoastră să le spun că este o teamă falsă. Sunt toate produsele, am mai multe produse decât cetățenii cărora trebuie să le dăm aceste produse. Să stea fără nicio teamă, toate produsele sunt împachetate, îi așteaptă să, pe cetățeni să le ridice, deci nu sunt niciun fel de probleme, să nu se îmbulzească, să nu vină cu noaptea în cap sau să nu vină cu, eu știu, la 5 dimineața cu liste sau paraliste. Cum vi se pare organizarea noastră față de anul trecut? Foarte bună, față de anul trecut, când nu am luat o parte importantă de produs. Uleiul, făina a rămas... Ați venit de vreme astăzi? Nu, acum o oră. Acum o oră. Am mers foarte repede, organizat, domnul Picru a fost pe fază. Cum vi s-a părut anul ăsta față de anul trecut? Mult mai bine, pentru că este liniște. Într-o oră noi am ajuns. Dar anul trecut nu ne-am luat toate, anul trecut vreau să spun de asta. Când am venit? Da. Cum a fost anul trecut? Cam rău. Am luat numai făina și mălai și ce a fost, dar ulei... Și anul ăsta cum vă? Foarte bine. Cât a stat la rând? Nu am stat mult. De la 8 am venit și acum am luat repede, am mers repede, foarte repede am mers. Aveți variantă și pentru cei care nu se pot deplasa sau se deplasează mai greu? Da, ne-am gândit și la asta. Au fost și anul trecut astfel de autoturisme puse la dispoziția celor care nu se pot deplasa și anul ăsta la fel facem. E o selecție, vă dați seama. Ducem și noi pe cei care chiar nu pot să se deplaseze, după care va urma o altă procedură pentru cei care chiar nu sunt transportabili, să mergem la domiciliul dumnealor să le ducem aceste produse. Vă pune la dispoziție mașină să duceți acasă? Sau? Da! E un lucru bun? E foarte bun. Că uite, nu mai pot merge. S-a mețit de cap. Am luat medicamente, 4 pastile de tensiune. Și acum v-a dat o mașină? Și de inimă. Da. Mulțumesc. Eu ajut. Eu am venit să o ajut ca să meargă. Că urc la etajul 3. Și acolo trebuie să o ajut. Distribuția alimentelor se va face în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-14.